Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Vă salută prietenul vostru, Georgian din Călărași. Știți, eu am un văr care locuiește în orașul Iași, situat în Podișul Moldovei, în partea de nord-est a țării noastre. Vreau să ajung la el în weekend. Pentru a face acest lucru, trebuie să pornesc spre nord, traversând sectorul estic al Câmpiei Române. Apoi, mă îndrept spre Iași, traversând partea estică și centrală a Podișului Moldovei. Voi cum ajungeți la Iași? Precizați direcția de deplasare și unitățile de relief pe care trebuie să le traversați pentru a ajunge acolo, plecând din localitatea voastră. Părinții mei mă duc acolo cu mașina. O mare parte a drumului o voi parcurge prin culoarul Siretului. Culoarul fiind o formă de relief în lungul unui râu, o vale alungită mai joasă decât împrejurimile. Pe acest traseu, prin culoarul Siretului, vom traversa orașele Adjud, Bacău și Roman, după care vom schimba direcția de mers către est pentru a ajunge la Iași, o fostă capitală a României. Podișul Moldovei este mărginit la nord de granița cu Ucraina, la est de râul Prut, care constituie granița naturală cu Republica Moldova, la sud de Câmpia Română, iar la est de subcarpați și Carpații orientali. Analizați harta unităților de relief din țara noastră sau harta fizică a României și precizați limitele unității de relief în care se află școala voastră. În Podișul Moldovei, înălțimile sunt cuprinse între 200 și 600 de metri, mai ridicate în partea de nord-vest, și mai scăzute în nord-est. Cele mai importante ape curgătoare care îl traversează sunt Siretul, Prutul și afluenții acestora. Orașul Iași se află pe cursul Bahluiului, un afluent al Jijiei, la rândul său afluent al Prutului. În Podișul Moldovei, temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 8 grade Celsius în nord-vest și 11 grade Celsius în est. Vântul predominant în această zonă se numește crivăț și aduce aer rece și uscat iarna. În Podișul Moldovei, principalele ocupații ale oamenilor sunt din domeniile serviciilor și agriculturii. Dragilor, vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Alcătuiți un text în care să folosiți următorii termeni: Podișul Moldovei, situat, altitudini, culoar, prut, temperatură, agricultură și obiectiv turistic. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!